Băutorii de cafea trăiesc mai mult și au o inimă mai sănătoasă, potrivit unui studiu. Persoanele care savurează două sau trei cești de cafea în fiecare zi au un risc mai mic de a muri de tineri sau de a avea un tic nervos, în comparație cu cei care nu beau. Potrivit datelor, cafeaua măcinată a redus riscul de deces prematur cu 27% și a redus bolile de inimă cu 20%, în timp ce cafeaua instant și cea decofeinizată au avut de asemenea beneficii pentru sănătate. Boabele de cafea sunt pline de antioxidanți care ajută organismul să elimine moleculele periculoase numite radical liberi care pot declanșa boli. Studiul australian a folosit mai mult de 12 ani de înregistrări de sănătate. De la 449 de 1563 de persoane din Marea Britanie, cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani. Studiul a arătat că orice consum regulat de cafea a fost asociat cu o stare de sănătate mai bună, dar două cești pe zi reprezintă punctul ideal. Profesorul care a realizat studiul a declarat, potrivit de săn, cafea a fost asociată cu reduceri ale bolilor cardiovasculare și ale deceselor din orice cauză, cofeina este cel mai cunoscut constituent, dar băutura conține peste. 100 de componente biologic active. Totodată este important să știm faptul că o cafea cu puțin lapte este diferită de o cafea cu lapte îndulcită cu sirop și frișcă, relatează avantaje.ro.